Dar ce aveți cu nostru meu? Bună, baby. E El așa, este de nu lăsați să de Luna. nepotul meu. Bună, Ami. El este Adrian Grico. Hello. Cine e el, Ami? El este Adrian, gagicul meu. Da, Haideți să și jucăm zice, ceva nu împreună. sunt bani, ai lindic. Ce? Ha, ce ai zis, Ami? Robert. Tu, dă-ți cocul pe partea cealaltă. A mereți în la călceaveți cu cocul meu. Ami, tu ești în Timișoara? Da. Păi ne întâlnim, că stau aici. Hai la un cafe. Hai! Mă, dar ce are victima numele Simina? Ești, salut, frate! Salut, frate! Nu ai mai intrat pe live, mai știi? Te ești pe contul de nevastă ta? Victima, te pup, boss! Ești tu băiatul ăla cu prințul, cu regele? Da, te știu. Dar de ce ai intrat pe contul nevastă ta? Hai, pe țap, țap, toată lumea. L-a confundat cu Big Team, asta mă rog, Țap, familia țap, mea. țap. Țap, 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 țap. Simina, o să scrii Big Team, tu. Știi cine, de cine zice? Nu ne cine, dar eu sunt top 8 și dacă îmi deschid gura, poate să-mi blocheze contul. Eu sunt top 8, mami, Vezi sunt că top așa 8. glumește Adrian, așa glumește Adrian, Și iubire, dacă să nu îmi te deschid superi. gura, mami, s-ar putea să-mi închidă contul, că am 200 și ceva de oameni pe live și atunci mai bine tac din gură și las să-și facă talentul. De ce dacă deschizi gura, ți închide contul? N-ai voie cu Cari, n-ai voie cu cine, n-ai voie? Pe TikTok. Eu îl pun. Scuze, Simina, nu, să nu te Nu, verific. nu cere scuze, Nu, lasă mamă să-și Simina, facă scuze, talentul. Simina, are o Simina vârstă pe ea, și sunt mă foarte respectuoasă, adică schimbi. are alt tip de amuzament, Ți-o Adrian. oferim, Dacă vrei, jucăm noi cinci împreună, Simina, dar te rog să nu o jignești pe Simina, că este lasă-l, o mami, ofensă că la respectul. eu m-aș fi putut distra cu el, mami, dar nu acum, că sunt pe locul 8, mami, și repede îmi blochează ăștia contul și n-am. Eu n-am nimic cu Simina, dar a râs de mine, Nu m-am domnule. luptat Dar am atâtea zile să ajung aici. mulțumesc frumos! E, Ramona, tu ce auzi, faci, mă, că fată, sunt de Ramona? el, Simina. Te pup, Cristi, te pup, mulțumesc frumos, Cristi, mulțumesc din suflet. Ramona, tu ce faci, fată? Acum nu Am pot, putut de amică, grupă. i-aș fi dat lebe și m-aș De fi grupe, distrat cu din el. respect Dar pentru nu grupă, pot nici nu atât. spun nimica. Eu cu tine n-am ce discuta. De ce, Ramona? Hai, gata, hai să închidem subiectul aici. Știi tu mai bine. Nu mai știu. Păi nu mai știi pentru că pe tine atât te duce mintea, dar hai să nu discutăm pe chat aici, bine? Mai Din zi, mai zi, respect pentru zi. Ami, tac! Adriane, ce faci, mă? Bă, pentru Ami, uite, înghite în sec pentru Ami. Ca să Adică vezi, ce pentru ai niște. mine? De Cum ce așa? nesimțit ești? Nu vreau să vorbesc Păi cu curând, mine te nu și-a rog. permis, cu mine nu-și permite Adrian că știa că eu întorc. Păi Am Ami, eu nu dat-o. i-am făcut nimic ei, lui Ramona și se ia de mine. Ce are lumea cu mine? Gândește-te bine ce ai făcut. M-a văzut heterosexual și se ia de mine acum. What? Da, Noi, nu mai dar vorbesc m-ați nimic văzut de tine, Domnitor. heterosexual și mă puneți la cor și vă las Nu, de mine. dragule, nu, dragule, vorbește mai frumos, încearcă să respecti omul pe care te respectă și vorbește frumos, nu te da ce nu ești, bine? Hai să nu intrăm în detalii. Mamă, zici că ești aia de stașert Vadim cu ea, dacă știi pe timpuri, când era emisiunile alea frumoase. De aia Deci să nu, spun nu, de nu, asta. nu, am eu ies că dacă aud că jignește pe Ramona, nu-mi Da, place. Deci, nu-mi place să jignească pe Ramona și încep să țin. Simina, da, ești, Nu, deci Simina. încep să jur și nu Ești vreau să jur. Simina. Da, Simina, că ești pe 8. Gata, Ami, hai, că cu tine vreau să joc. Nu știu de ce s-au supărat fetele, nu știu, chiar Băi, nu știu. păi, țap, toată lumea, Eu băi, nu țap, înțeleg toată lumea, amuzamentul ăsta, Adriane. Ce ești așa agitat? Zici că erai... Hai, păi, țap, Nu țap, mai țap, am. țap. Măi, Ami, eu nu voiam să le zic femeilor să iasă, să le zic, băi, ieșiți din meci. Am zis, da, să vorbesc un pic cu ele și ies ele. Deci Bianca, te asta pup. pare om, mie mi-a scăzut live-ul cu toți englezii și americanii pe care am jucat eu astăzi. Din cauza mea? Nu, că am jucat eu cu englezii și americani și Ia te rog. australieni. Hai, păi și eu am jucat cu englezii și americani, dar acolo Deci eu... vreau să te bat maxim, măcar un meci să câștig, nu știu, am o dorință din asta, uite cum mai... Eu nu-s Marius Atrebu. Bine. Mă, da, chiar era victima? Nu era o femeie trans. Bianca, te pup. Da, mă, știu că m-a jurat într-o seară, eu de-aia m-am luat de ea. Îți place cum stă cu acest latex? Latex, ce e, colierul? Ce înseamnă? Adică. Ok, ești virgin. Eu nu mă aștept. De unde să știu? A, bluza! Te-ai înroșit la față ca țapul la coaie. Cauciuc. Bă, nu mai poți să nu mai joc cu tine dacă apeși pe alea.
Same, dacă apasă cineva așa mă nervez și eu la apasă. Lasă mă, nu mai apăsa. Da, știu că nu pot dai reply repede, știi? Zic o frază și dau repede ha-ha pe ăla, dar nu râde nimeni. Ce voiam să spun? Deci până la urmă plus aia, nu? Ia, dă-te mai în spate un pic. Da, e mișto. Zici că schimbi roți. Okay. Dacă așa arată femeile de care schimbă roți, atunci te-ai logăresc. Dar ce, uite, dar de ce o porți așa? Uite, tu ți-ai luat latexul ăsta și porți mai eu pe sub, de la de lână. Mai eu, hei. E bustioră? De capul tău. Andra, te pup! Amiție, trebuie să vin eu să-ți bat doi căpriori aici și să vin cu un ștachete de sus, să-ți ridicăm... Nu trebuie să mă sugi. Hey. Eu nu-s Marius Ana, vă pup. De ce ai spus așa, Ami? Încă 4 trandafloci. Dar mă rog, dacă nu sparg Blackberry-ul ăsta, dacă mai apeși pe sunet. Blackberry ai? Da, păi tu ce ai? iPhone. Bravo ție! Și eu ai dacă Blackberry ăla cu butoane? Nebunesc. Am gen de la cu tastatură. Încă unul, vă iubesc. Vă să bine că vă pup. Hai, pățap-țap! Vreau să fie mesajul ca în 4, ca în anii 2007. Să scrie mesaje așa. Păi da, vezi că e miștorul, era miștorul la vremea aia și acum e și mai mișto. Paria, te pup. Armand, Andra, vă pup. Dați în ea, intrați în ea. Cine vrea, cine nu vrea să nu intre. Biliuța, Alex, vă pup. Cine vrea? Cine vrea să intre acum, uite la trip plus 3. Dar sunt eu, porțile deschise, ce eram eu? E ziua porților deschise azi, intrați toată lumea în amii, care vrea la trupul acum. Alex, suntem Andra, vă pup. Suntem râs și circ. Mihai, Andra, vă pup. Grasul Andrei te pup, uite, uite, bine, intră! Ester, te pup, fată, să fii sănătoasă! Lapte, te pup! Andra, Andrei, vă pup! Da, te cunoaște personal cine ți-a dat cadoul acesta, probabil. Mulțumesc, Fernando, mulțumesc! Ioana, mă ajut, vreau să pup! Are level 31, iau pe asta. Ami, vii la Budeasta aici la mine? Poftim! Andra, Marius, Ioana, state! Vii la Budeasta aici la mine, Gabriela, te pup! Vii tu la mine la Timișoara, că m-am mutat la Timișoara. De ce te mă dă? Poftim? De ce te-ai mutat la Timișoara? Că mă tari, a? Andrei, Andra, pari, a făcut. Că mă tari? De ce m-ar căuta că mă tari? Ionuț Marius, te pup, boss, să fii sănătos! Fira, frate! Te pup pentru calculatora și vorule. Andrei, mai lăsați-mă cu Ema și alte tramvaie de pe TikTok, mai lăsați-mă! Ați nebunit în toate tramvaiele! Dar de ce le zici așa, Ami? Că e urât. Mai lasă-mă, că să nu zicea toate penale rău. Mami, e homofobă. Sunt. Ce vrei tu, fobă? Samira, eu nu-ți mare, vă pup. Deci vin la mine la Timișoara. Bă, eu vin, dar ce să facem? Să tundem iarba. În orice caz, dacă vin, să zicem că vin și ai și pe mine unde să mă încazez, eu să știi că eu nu dorm la perete. Eu dorm la margine. Doar atât. Și în rest vin. Să nu mor eu dacă nu vin. E, și pe margine poți să stai cu spatele, cum ar veni. Nu stai. Cum să stai? Care-i poziția ta preferată? Snipe! Cineva, vă rog, follow la băiatul ăsta. Suntem 638. Vă rog, follow la băiatul ăsta. Da, follow la mine. Mersi mult de tot. Mulțumesc. Mulțumesc, Cam, pentru promovare. Ester, te pup! Să fii sănătoasă, Vali, te pup. Ești spaima lui. Ești spaima lui Amalia live. Amara live. Ester, mai ai bani? Mai ai bani, Ester? Eu cred că Ester că mai are. Ia. Hai că am terminat și porumbii, Vali, te pup, te pup, Ester, să fii sănătoasă, pe unde ai prins-o, ai bătut-o pe Ami. Să oftică, te oftici rău de tot. Te oftici, Vali, te pup. Mai are mă bani, Ester. Are. Hai, mai dă un meci. Cât ai pe live, Ami? 640. Tu? 990. A, deși tu ai probleme, nu am numai eu probleme. Da. Ok. Hai pe țap-țap, tatăl meu, pe țap-țap. Cred că a fost cu tremur ceva, m-am murit. Mura, Emily, vă pup. Tapați aici, tapați aici. Hai să adătăm la toți cum să faci 1000 de țap-țapuri. 1000. Emily, Mura, vă pup. Că știți că Amara mereu să laudă ea că țap-țapuri ca alea. Au, stau bine pe tap-tap. Ai mei, dacă dau tap-tap, gen, ești bai la Dubai, Dubai pregătit, iau un pungă de semințe și sparge-o. Ia uite acolo și la mine la tap-tap. Hai mă că nu mă... Hai mă, bă, țap-țap un pic, că iau... Iese mai puțin decât noi și iau-te-ne ia. Hai toată lumea!
Păi da, mă, dar la mine sunt oameni care muncesc, care chestii și lasă și ei telefonul pe masă. Pe ce jucăm? Pe ce jucăm? Da. Nu știu, pe ce vrei? Boob girl problems. Adrian, bia tu. Ce mărime sunt? WCC. S? WCC. Motorină sau benzină? Nu, eu sunt pe stil vechi, merg pe cărbune. Hai, pe țap, țap. Dar tu ai... Lasă, nu te întreb. Întreabă-mă. Nu te întreb că te-am mai întrebat odată și ai spus, domne, toți ne mă întrebați de asta și m-ai înjurat. Bine, acum răspund, gen. Că tu sunt mai... Tu cum ar veni, poți ca să-ți mai pui și o găurică? Cum? Una nu ți ajunge. I got three holes for you like a pretzel. Păi, tu n-ai... Da, mai merge? A, gata, atâta voiam. Andreea Mura, Vanessa Răzvan, atâta voiam. Membi Andreea Colosal, vă pup, să fiți sănătoși. Emily, te pup. Dați cu tata fina și mulțumesc, Rozalia, ai mei, fetele, băieții mei, vă iubesc. Mulțumesc mult. Mi-am plecat și forța aia. Să fiți de râs, ce să zic. Măcar la meciurile astea mari cu TikToker din ăștia mari, măcar cancerul, să fiu și eu susținută. Care TikToker mai, mă, eu? Ce mă dă face așa? Tu. Râs de mine? E foarte cute chestia asta, îmi place foarte mult la tine. Ai o tâmpă, ai o chestie tâmpă care e sexy. Adine, da, nu mai știu cum ai spus tu. Gen, tu în sinea ta ești chipeș așa și ai chestia asta tâmpă care e sexy. Mura, te pup, da, mi-ai spus tu odată, nu mai știu cum ai spus. Și s-a îmbujurat. Nu mă, așa, bă, așa eram, acum ți se pare ție. Ai, bă, că nu era chiar așa, Rozalie. Bă, așa eram. Nu era chiar așa, Rozaliu. Și acum, bine că sunt Rozaliu, înseamnă că vascularizez bine. Emily, te pup. Vă dai seama ce fain sună? Ester, te pufată pentru e-mail. Eu m-am roșit, numai că nu se vede de la fond, te cu acoperiri mare. Lapte, te pup pentru cyborg. Uite, a dat Ester e-mail. Message, da. Pande, te pup. Plot twist, Ester nu mai e... Anca mea, iubire, mulțumesc, pe 44. Ești în clasament, Adrian? Nu. Păi și de ce nu încerci să lupți pentru clasament când se resetează? Că fac bani în cămătărie și nu-mi trebuie bani de TikTok. Emily, Andrei, vă pup. E un hobby pentru mine, TikTok. Miguel, Emily, Andrei, vă pup. Să fiți sănătoși. Păi și mie, dacă îmi dai, gen, acum 50.000 de euro, cât trebuie să-ți dau înapoi? Păi depinde. În câte nu vrei să-mi dai înapoi, în câte tranșe, în ce tranșe? Dacă păi vrei... zic așa, 1.000 pe săptămână, în câte săptămâni? Păi nu să faci așa 1.000 pe săptămână, în dreacu. A, gata! Hai că ajungem, nu pot să cred. Dar oameni, vă pup. Te-ai enervat, Anca, știu și acolo. Dar nu pot, de fiecare dată aceiași oameni singuri, nu pot. S-a enervat Anca! Te duc unde vrei, iubire? Ia uzi! Nu băga nimic, că te bat acum. Răzvan, Emily, vă pup. Ester, bine mă, bine! Bine mă, Ester, cometili! Asteroizi, cometili, rachetili. Nu te Nicolas, nu te mai culci? Planetili, supernovili, steaua nordului, polar. Ai, Anca, l-ai dat prea târlu. E greu, mami, n-ai cum să joci. Te pup, Ester, să fii sănătoasă și vă pup pe toți. Sănătate. Te pup absolut pe niciun de Ester. Te iubesc, Anca mea. Ești cea mai tare. Eu intram banii la Anca. E greu, banca mai
Spune-i să mai bage sâmbete, că e greu cu Ester. Ce glume din alea de pe sat, ce glume? Aiurea. Păi, să mai bage sâmbete duminici, că e greu. Nu pot să stau cu tine, că tu ești genul meu, să ne pupi undeva, zice Anca. Eu nu pot să stau cu tine, că tu ești genul de băiat de care eu mă îndrăgostesc foarte repede și nu știu de ce, înțelegi? Da. Adică nu știu, că nu preziți absolut nimic și eu hat am standard de că m-am făcut și o femeie, am și eu 10.000 în gură, nu pot să-mi-l bage ori și cine, înțelegi? Mi-am pus niște standarde și niște chestii din astea, știi, și nu aș putea așa, hai să mai dăm un meci, că eu mă îndrăgostesc foarte rapid de tine și da, o dau pe Caterinca, cum o să zică Caterin Coș, băieții, dar nu arăt rău, înțelegi? Nici eu. Deci... Da, să mă eu ți lași vâră, nu arăs, chiar n-arăs rău, dar și eu am standarde. Păi și standard mai înalt ca mine, nu cred că ți există. Mai înalt ca cea, ca înălțime, că ești dintea mai calul. De misca te bucă. Mai calul. Nu știu. Și doi. Eu, la... Și tu cum adică, deci ai standarde ca și cum m-ai făcut țăran? Nu te-am făcut țăran. Da. Dar nu ești my cup of tea. Îu, are scaun de la vechiul. Mi-am făcut și o casă din TikTok, ce vrei? Ai fățap-țap toți. Mamă. Mi-am rămas mobila veche. Ai scaun de la stick, când luai peștele ăla, de-l pui pe televizor, îți dădea și un scaun. Că am pus parchetul singură. A? Am pus parchetul singură. Păi da, dar erai... Parchetul, că n-am știut că trebuie să las distanță, că parchetul se mai umple și acum a făcut burtă. Păi cum dracu mă să spui parchetul singură? E, ca să nu mai dau bani. Păi și cum o să pui parchetul singură? Păi sunt bărbat, ce pula mea. Nu să te pui. Păi dar nu știi să-l pui. Păi ba, dar l-am pus. Cum dracu l-ai pus așa, în formă? Crezi că e puzzle-ul ăla? Păi, băi, ești nebună. Băi, de bă, asta a pus parchetul ca pe puzzle l-a pus. L-a pus așa în forme doar. Uite, vezi ce burtă au făcut? Dă-te că să vede căcații de șoareci. Mai... Nu să te pup. Să vede că cărezi de șoareci, nu mai pune telefonul pe acolo. Ok, stau la saci. Mânca mea pe cărezi de șoareci. Unde stai? Pe o lădiță. Pe o lădiță? Mă, ce e aia, mă, ai telescop? Ia uite, m-a luat antena de la Digi și a pus o masă. Dragă, e masă de marmură. Neam de neam omote de la maimuță. Încoace nu văzut masă din asta de marmură. De marmură? Adică ce? Cum adică? Mănânci marmură pe ea sau ce e aia? Ce e aia? Nu o să intru în argumente. Vezi? Mihai Giambaș, te pup. Mă, dar de ce îți răspunde casa, mă, dacă... Nu vezi că dacă vorbești și răspunde casa înapoi, n-ai nimic. Un dulap nu ai. Ai ecou ca în pește la muieni. Păi este acum făcută, recent. No. Eu spun că te vorbește casa cu ea. O să înjură casa cu ea. Păi măcar eu am o casă pe numele meu. Andreea, am tăbuc. Habanit. Păi și eu am casă pe numele meu. Demis că Andreea tu. La Zimnicea. La Budeasta, vezi că e metru pătrat mai scump decât la București. Camilar, mulțumesc tuturor, vă pup. Răzvan, mă jute, pup. Andreea, te pup. Încă un trandafir, nu pot și să... Și unde stai aia acum? Frate, sunteți culmea. Ce? În unde stai tu? În? În Itzkidorf. Itzkilor? Itzkidorf. Unde dracu e asta? Lângă Timișoara, este un sat nemțesc. Militarul Biluță. A, e un sat șfab? Ia genau. Stefania, Andreea, vă pup. Andreea, cum v-ați mai hânzi. Ich liebe dich. Știu și eu mă descurc. Stefania, te pup. Willst du erst mir reinstecken? Ana, te pup. Denisa Pupici. A făcut ordoiul, dar n-a făcut nimic la ordoi. Deci puteți să dăm snipe, ca idee. Dar stai, mă, că nu s-a terminat ordoiul. Fac mișto de tine, ai în chat. Focul la chat-ul lui. Andreea, cu amintărul, vă pup. Să mori, Ami, dacă faci cineva mișto de tine.
Du-te mă de aici. Ester, te pup, fată, să fii sănătoasă. Ia uite, tot Ester. Pierile li-a dat. Focul, cine face acolo mișto în chat am eu? Ce credeți? Mă dorem pula. Bă, dar nu face, pe bune nu face. Ziceam dacă făcea cineva, dar chiar n-a făcut. E, că nu-mi ziceau oamenii așa de tembeli, nu? Bă, să moară mama dacă a făcut cineva mișto. Uite că citesc comentariile acum în sus. Nu e nimic. De ce mănâncă ce nu trebuie? Mie mi-ar fi frică să fac live și să zic locația pe chat. Nu are ce să vină. Unde ai spus că stai? În localitatea Nitzschiedorf. Nitzschiedorf. Mamă, ți-am mai dat așa și niște meteoriți din ăștia, bă! Ester, o să-mi fumez penale. Toasă, nici nu mai era nevoie, Ester. A dat-o așa, gen, la mișto, a dat la mișto. Păi nici nu mai era nevoie, că erai... Ce o să-ți cumperi de bani din live-ul ăsta? Te pup, Ester, să fii sănătoasă. Îi strâng să-mi iau... Răspunde-mi sincer, cât ai făcut tu pe live-ul ăsta? 10 milioane, nu? Dreapta. Și acolo îți apare diamantele. Îți apar diamantele. 10 milioane, nu? Nu, zi-mi câte diamante ai făcut acum. 42 de mii. Ai 205 dolari. Și ce-mi iau? Îi strâng, da. Îi strâng toți banii ca să-mi iau calculator și astea să fac live pe Twitch. Eu vreau să-mi iau o mașină de spălat nouă. Bă, aia e mașina ta care a apărut, mă? A? Vezi că ești TikToker și nu poți să mă întrebi așa ceva. Adică știu cui e mașina cu numerele alea. A cui, mă, nu Băsescu? Ești prost de pus. Hai pe țap-țap, că nu înțeleg ce... Aaa, cred că știu ce faci tu. Am înțeles. Ignea, te pup. Te pup, Gabriela mea. Mă, de ce faci ce-s, mă, reclamă la ăștia? Că iau bani mulți rău. Câtă? nu știu de ce, că și mie mi-au zis, dar oamenii i-am refuzat în start, că așa sunt eu. Am înțeles. Pe mine îți vorbesc înainte să-ți spun ce mi-a dat și așa mai departe. Îți spun de pe acum. Nu mă interesează cine ce spune, antipăcănele, propăcănele, I don't give a damn fuck. Că jucați responsabil, pana mea de proști, dacă bagi 5 milioane și scoți 20, scoate 10 afară ca să fii pe plus, nu fii proști. În fine. Nu mă interesează cine e pro sau contra păcănele, nu mă interesează dacă e prost omul și își bagă toți creierii acolo, jucați responsabil. Cu toate că la care am făcut promovare, este regula, jucați responsabil. Nu, mai bine nu mai vorbim despre subiectul ăsta, că nu există jucați responsabil. Știi cum e asta? Drogați-vă responsabil, băgați la venă responsabil. E ca și cum mai zice, trage pe nas responsabil sau bagă heroină responsabil. E același lucru, în fond, tot un drog e. Nu poți să te joci și să zici, da, domne, joc responsabil, nu mai bag nimic, joc și eu un milion și plec. Da, eu ca influencer, eu îmi fac banii, că fac eu publicitate sau nu, ei tot ori să se joace, tot e viciul ăla lor. Înțelegi? Da, eu ți-am zis părerea mea, dar nu, mai bine nu mai vorbi despre subiectul ăsta, zici, las-o așa. Așa e, aveți dreptate, dar eu îmi fac treaba, dar nu mai spune că joacă responsabil, că nu știu ce, că nu există. Să moară pe mine mea, când eu ne-am dus și mi-am un pumn în cap la un pumn dacă m-am jucat la păcănele. Dacă când eu dat un pumn în cap așa, în cap, eu dat un pumn în cap, m-am dus la un pumn, dacă m-am pus o mână pe păcănele. Deci... Eu am avut, eu sunt luptă foame și eu am avut ofertă de 10.000 de euro să fac reclamă la păcănele, să mă joc pe calculator. Și am refuzat. Manuela, eu nu-ți vă pup. De refuzat poți să refuz, dar maybe Andreea te pup. Și ăștia de face toată lumea, intrați în link cu Dâmbio, probabil dădeau și ea, binișor, nu? Da, încă un trandafir ai mei. Da, nici n-am fost curios să aflu. Adică e Iorga, sunt o grămadă de influență care fac publicitate. Avem nevoie și noi să trăim, că nu suntem, nu știu, așa e influențăriala, așa s-a vândut. La mine un TikTok, de exemplu, la mine un TikTok... La mine un TikTok se vinde cu 1000 de euro, dacă vrea cineva publicitate. Astea sunt statisticile, știu ce numere am și ce pot să vând, înțelegi? Adică dacă vine lumea și spune, îți dau un căcat roz din fier cu luminițe, eu îl postez și îl vând un căcat roz din fier cu luminițe la mine pe cont. E fair play? E. Nu e?
Ce statistici zice aia, mică, să mori dacă mă face cineva în țara asta pe reclame? La păi da, atunci nu mai ajungeai la poliție dacă făceai reclamă la păcănele. Păi urc. Ba da, n-avea nicio treabă. Ba da, are. Da. Dar nu de asta n-am făcut genul, că n-am fost obligat de contextul în care mă aflu. Ester, te pup, fată! Te pup, Ester. Din nou, Ester, Ester. Ok, de-a focul meu la viei tu. Ești disperată, îmi pune mea, ești obsedată, ce donații fac eu? Donează, dacă am slabe donațiile. Ce zici, fă, de ea? Paul, aveai tu, stai în spatele unui telefon, izinită, nespălată, transpirată că e vară, te și văd acum mâncând chipsuri, borând și mâncând și cu suc cola, hoit ordinar, că așa vă văd acum pe astea care sunteți mari feminisme în spatele unui telefon și lăsați comentarii. Bună ziua! Nu! Cine să lăsăm un comentariu? De cine zici, de Ester tu? Nu, de Claudia, nu de Ester, mă ferește. Te-am găsit de Ester, dracu. Da, așa mi se pare Miami, nu știu. Când m-a spus un date? Și cât dă până la urmă ăștia? Stai un pic, date to date. Cât depinde ăștia? Depinde de influencer. A? Depinde de influencer. Ție, de exemplu? Nu pot să zic. Peste cât, gen? Peste... Mama știe. Peste 1000? Larisa, te pup. Să mor eu, bă, nu mai aveți la ce să eu faceți. Eu cu priză. Din atâtea asta la care să faci reclamă, mami, puteai să zici nu la asta. Vine baba, culcă-te! Culcă-te, că vine baba. Culcă-te, Nicola, să nu te mai culci. Și 1000 de euro e un videoclip la tine? Da, la tine cât e? Depinde, uite, eu am făcut, gen, am videoclip de 1 milion de view reclamă și a fost 500 de euro. Hai să spun o chestie despre Shelly și Beach Please, că eu știu că ai fost masiv plătit pentru Beach Please. N-am fost masiv, să mor eu dacă am fost masiv plătit pentru Beach Please. Atunci, la revedere, eu doamne să... Cum? Dar nu, de ce minți? Că știu că eu știu discuțiile. Să moară, cine vrei tu să moară, dacă n-am făcut video, n-am făcut 7 milioane de view-uri pe TikTok și cred că am luat 1000-1500 de euro în total. Să mor eu, să moară tatăl, bă, ce dracu? De ce aș fi mințit? Eu le-am făcut publicitate și nu m-am prezentat la Beach Please din cauza lui fucking organizatoarelor, niște izinite, niște nu știu. Sunt niște tipuri de influencere pe care le ia Shelly, le face compatriotele lui acolo și le pune să muncească. Femeile habar n-au despre ce scriu în contractele alea, habar n-au despre ce vorbesc. I-am spus că am făcut publicitate masivă, de ce mi s-a modificat contractul. Mi-au trimis un PDF cu un link, am dat link pe ăla, ok, trebuie să postez 3 TikTok-uri, să fac 2 live-uri, un live cu background, un live fără. Păi bă... Și au modificat efectiv chestia aia, and I was annoyed as fuck. Și am spus, nu mă interesează banii, give me the money, v-am făcut publicitate. Give me the money, bitch, că aveam și bilete să fi mers. Dar le-am vândut separat la cineva, nu mi-a trebuit să mă duc la Beach Please doar pentru chestia asta. Pentru că știu că risc să am chestiile astea, să pierd contracte și așa mai departe. Dar Global Records e de căcat. Global Records, nu o să mai colaborez în viața mea cu Global Records și îți recomand și ție, Adrian, if you do, you do. Ei fac 50.000 de euro pe spatele clipurilor tale pe TikTok, Adrian, and you know it, și ție îți dau 1500 de euro. I don't need it. Global Records e de căcat și toată lumea știe. Ai zis puțin 50.000 de euro. Iartă-mă pe mine că vorbești cu Adrian Helicopterul. Amin, cred că ei au schimbat contractul că s-au... Ei cred că ți-au trimis al contract că s-au speriat când au văzut că scrie Vasile acolo. Meluță, te pupăs. Așa mai glumesc polițiștii. Hai că pe mine nu te superi că știi că sunt simpatic. Ce super? Meluță, te... You thought you ate.
Nu știu oamenii, eu m-am înțeles, adică ce am, m-am înțeles cu ei, aia a dat oamenii. Și zicea cineva că, că ai ceva bani pe tine. Păi bă, voi știți ce înseamnă 7 milioane de vizionări? Pune tu 7 milioane de oameni în fața unui... Da, nu știu, și e 1500 de oameni. Dar era și la început, mi-a luat și eu o leacă de țeapă, dar nu o să se mai întâmple. Exact, bineînțeles, same with me. Power. Eu mă bucur că am cea mai genială... cum îi spune? Comunitate. Managerul. Comunitate lansă. Nicoleta este bun. Parizier? Vedeau ce Kaiser. Kaiser, frate. Să mori, ai luat hormonia degeaba că te întorci înapoi. Tinge și cu muștar, mami. Paula te zice, hormonia plecă, mă-n pula mea. Mănânci Kaiser cu muștar, plec. Zice, hormonul. Viorica. Ai, chiar ai manageră bună? Da. Eu nu am manageră. Ești on your own? Da, păi eu știu drept, frata mea. Nu-mi trebuie manager. You done best for. Cum? You done best for. Nu înțeleg ce zici. You done best fuck, gata. Păi de ce mă done best fuck? Du-te Amara de la White Voices, nu o să-ți pare rău. Nu mă duc, mă. Du-te, mă. Păi la Amara ești tu? Da, la Amara ești și Orga. Nu, mă. Du-te, mă. Nu, că eu nu fac la Dastegin, eu nu fac la, nu știu, nu fac la... Ah, stai să vezi meciul viitor, cum joc. Cum? E foarte gumos. Mamă. Hai spela mai în pis de să mă speli. Hai de tapați ecranul să moare familia mea din ulpa. Nu, să nu mai faci așa. Nu mai faci așa. Nu mai stau dacă mai faci așa. De unde trec cu el at efectul ăsta, mă? Nu mai faci așa. Hai să mă urc pe tine, să mă urc pe tine și ca pe corcoduș nebunule. Și ia și din parizer. Haideți să mă tapați ecranul. Dacă caută și tu un filtru, o să facem... Bă, jucăm pe ceva? Ha? Jucăm pe ceva? Da, nu știu, o să facem fain, că plictisim lumea. Fii atentă. Cine câștigă meciul ăsta trebuie să zică cât a făcut cel mai mult într-un ăsta de promovare pe TikTok. Bine, dragii mei. Așa facem? Da, dar vreau să știu și eu de tine, John. Vreau să... Oricum nu primesc donații, but anyway. Să, vei să știi tu de mine? Nu, domne, cine da. Pierde? Nu mai arăta cuțitul. Bine, Mirela, dă și mie un mărț. Da, bă, nu mai arăta cuțitul. Bă, dar ce bine stă așa. Bă, dar mi-a plăcut rău, ai făcut un videoclip panoramă rău de tot. Care? Când erai tu mai mic, ai pus tu două poze. Bă, am râs la... Ia, ce pui? Ma... Nu e blondat în spate ea. Nu. No. Poate să gândea mulți, uite, băi, era blondă. Poate mulți zicea, uite, băi, era blondă, Amara, când era mică. Să trimit o poză cu un Benis. Nu cred că încăpeam poză oricum, dacă e ăla la care e. Ăsta-i fost un meci, mă, fără 3 milioane. Ăsta-i fost-o tău? Da. Mamă, cine te-a încăcat, mă zic. Ia, am și eu să-ți arăt ceva. Mi l-ai fi băgat? Nu prea. Păi? Nici un păi. Nu te purtai deloc frumos. Eram bun atunci. Ce știi tu? Bă, dar tu nu aveai un canal de YouTube, Ami? Nu, trebuie, dar firea și oameni buni, hai să te blocăm.
Tu ești Daria Jane sau sunt persoane diferite? Eu sunt Daria Jane. Ah, păi de-aia mă știam că ai un canal de YouTube. Și am mințit că m-am operat în pista. Nu că știi de bun. Bă, cu Daria Jane când eram mai mic, că eu nu prea suferam asta când eram mic. Bă, mă juram, când era ea băiat cum ar veni, mereu mă juram pe YouTube. Și după aia a început să-mi placă așa ce postează și să accept aceste astfel de persoane cum ar veni. Și am văzut... Persoanele trans și ele femei. Vă rog, oameni buni, acum nu judecați gen persoane care... Mereu să existe o parte de hate de la persoanele care... Cu cine faci acum, mamă, că eu nu știu, eu nu sunt în... Nu, oameni buni, deci ascultați-mă. Femeile trans sunt femei trans și feminine. Până nu e vagin, nu ești femeie. Aaa, tu ai beef cu ea, că tu ai și cardan. De-aia, voi aveți beef. Nimic că tu... Bă, e urât, de ce dăm voi, de exemplu? De ce se ia de voi? Prietenul meu mă iubește foarte mult și se simte foarte bine atras de mine. Așa arată ca un... Lasă-ne! Dar nu vorbește așa, zice. Ea se laudă cu vaginul ei, cu puța tăiată. Se laudă nu știu ce și bărbatul scrie la toate transexualele efectiv din București, inclusiv mie. Baia după aia, după aia pregătită, cred că bărbatul tot cocioarele scaută. Cred că a prins bărbatul să cânt și-a tăiat atunci în ziua aia și a murit. O are în borcan. Le pup pe amato. Dar și tu în cască așa, Ami, să ți-o pui în borcan ca Terente. Ți-o duc ție să o pui pe recameră. Mi-ai scăt cu... Să te rogi la ea, să dormi la ea. Vezi că e de 21. Și chiar e. Cu 4. Ai două dracu, dă un două măsori din cur. Îți trimit poză pe Instagram? Să mă cred că ai măsurat-o pe aia din cur. Hai că îți trimit acum poză pe Instagram. Hai, trimite. Na, acum se intră pe Google și scrie puni mari. Pe așa caut și eu. Nu mă găsește că trebuie să scrie tot numele. Snipe! Ai trimis? Dar înainte să te uiți la mâini, da? Te uiți la mâinile mele. Te uiți? Le vezi? Da, ai trimis? Da, acum uite-te la clip. Este că nu s-a trimis. Înainte s-a trimit, să nu mai faci să trimit clip odată. Te uiți la mâini și te uiți la clip. Try on hold. Bă, dar nu s-a trimis, trebuie să stai pe Instagram până să trimite videoclipul. Mi-o frică. Mamă, mi-o frică de... Mi-ai scris vineri, n-am văzut. Am văzut, m-a scris și eu că mi-a scris și mie contul, poate m-a ajutat. Te-ai făcut că nu vezi. Gata, s-a trimis. S-a trimis, gata, vin înapoi. Mâinile, da? Da, mâinile. Cum am spus, mâini de pădurar, de vie. Bine, alea cu degetele mici și roase și unghiile alea mici și roase. Vezi că am unghii frumoase. Bă, ce mă, e unghia frumoasă. Vezi că eu le rod, dar mi le rod bine. Bine, asta. Să moară Franța, dacă nu vedeți.
Bă, oarecam... Nu ai de 21. What do you mean? Bă, dar i-am zis că o trebuie. De unde știi cum arată una de 21? Păi, dă... Tu știu pe-a mea și știu să mulțesc cu 2 și jumate. Nu? Mi-o fac așa de două ori în cap. Bă, nu are, mă, nu e cine știe ce. Deci, foarte overrated. De ce ești căca? Vai! Deci... Deci ea... Masculinitatea lui. Masculinitatea lui este atacată de o femeie trans care are benisul mai mare decât al lui. Nu este cine știe ce. Chiar nu e cine știe ce. Ea făcea turbulența, făcea elicopterul, dar nu ieșea bine. Ea făcea drona mai mult, nu elicopterul. Făcea... Uite-mă pe mine că n-am învățat din astea de băieți. Să fac făcea deltaplanul, nu elicopterul. Nu e cine știe ce. E puțin la medie. Bă, dai, trimești și tu, am zis că mă trimești tu mai după perdea. Dar ce făceai acolo? De ce era, ce era cadrul ăla? Am anumit bărbați care mi-au dat anumite sume de bani să le trimit aceste clipuri. Nu cred. Am request-uri pe Instagram, ba da. Și să plătesc. Bă, uite, îi dau din casă să mor eu. Nici videoclip nu i se sculase de tot. Era așa. Pentru că nu puteam, nu puteam. Nici nu pot să... Îți spun sincer acum, știi ce filme? Tu ai de-aia de o împingi cu degetul, că nu ți se scoală destul. O împingi așa cu degetul, trebuie să o iei de cap, să o împingi cu degetul așa ca să intre. Și că mor eu dacă nu, știi cum bagi neapărat bani de-aia de 50 de bani, așa faci tu. E așa, pac. Cum bagi glonțul pe țeavă, dacă știi, cum bagi glonțul în încărcător. E pac. Bogdan, te îți mai trimit un clip. Dar ce am făcut, tată? M-am abonat la OnlyFans-ul tău? Bogdan, te pup. Mamă. Ia, te pup. Ți-i plătesc un primit pe foc. Un trandafir, mă iubesc. Ce-ai trimis aici? Dai să vezi. Hai că dau cu... Ești foarte insecure, aproape. Vedeți acum clipul. Dar că poți să dai la schimb și încă un milion. Da. Asta de foarte multe ori la masă. Se uită din nou la el, poate face screenshot. Să mă la familia mea și trimite la prietenul lui. Nu, n-am, nu mai merge să intru în el, nu știu cine era. Cum a stat eu de foarte multe ori cu el la masă? Anastasia, mulțumesc! Ai n-a de bub. Deci ca să explic cu oameni buni ce sunt... Anastasia, mi-a mulțumesc mult! Ana! Iubirea mea frumoasă! A, trebuie, vezi că mă, tu trebuie să-mi zici cât ai luat ce mai mult pe promovare. 5. Mai trimite clip o dată. Nu. Pentru că faci din aia cu pui timerul și din alea și să aia poate... pula, pun, nici nu știu să mor eu dacă știu, eu n-am avut Snapchat în viața mea, nu știu să fac de-astea. Adică, te pup. Mai trimite o dată să văd. Ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut, dar ai spus că cine e? Nu e mă nimeni pe care îl cunosc, e un țăran de la de-al tău după acolo. Nu trimite, nu. Îi place. Minte-mă în asta, azi am mișto care... Îi place ce-a văzut. Auzi pe ăștia ghebați, doamne, nu e mă nimeni, e un gras din ăla, de la, ia de la țară. Gras? Vezi că stai cu el la masă uneori la evenimente, te-aș din gură. Ba nu mă, eu nu merg la evenimente, tu mă vezi pe mine de-asta, influencer de-asta, eu nu sunt. Nu, nu e Shelly, doamne ferește. Shelly, nu mi se pare... Nu vreau să vorbesc.
Au poziția. O mie ia uinurile. George, îi luăm uinurile. Fernando și Churchill au venit aici, nu pot să cred. Bă, prost, să n-ați spus pe ce. Eu aici la top 3. Mamă, ți-a luat uinurile, nu pot să cred. Unde e Esther? Esther a realizat că îți place. Te-a lăsat și pe tine, mă, un meci. Băi, am împăcerat tu 5.000 de euro să mori că tu ai 100 de view-uri la o reclamă. 100 de view-uri? Băi, nu e mă nimeni, e un țăran, mă, era un gras așa. Ce, mi-ai trimis ceva? Sau de ce ai ieșit? Alo. Ok, vă zic, e fuego în videoclip. Nu e fire. Dar ce e influencer și el ăsta? Pe 44, păi de n-am văzut blestemat pe 44 ăsta. Hai pe țap-țap, pe țap-țap, toată lumea să face 1000 de țap-țap. E influencer și el băiatul ăsta? Hai bă? Mamă, dar ce-i dădea? Băi, capac îi punea, tu știi ce-i făcea, Ami? Vedeți așa, dar ce-i făcea lui ăla la odorărit. Imagine-ți cu rochea asta câte chestii pot să fac. Și nici acolo în video. Era și sculată și nu era de 20, nici pe la, gen 17 așa. Vezi că ești obraznic, vezi că ești obraznic, Adrian. Păi așa e, mă, n-ai, e 17 maxim, 18. What? Nu. Nu e. Eu ți-am spus că tu o măsori din cur, tu o măsori prost. Vezi pe Insta request. Stai să termin ordoiul. Păi n-am video, mi l-a trimis să văd odată. Auzi, întreabă lumea, e Ghiduș? Cine e Ghiduș? Maria, te buc. Nu cunosc. E Costeluș? De la Clejani. Mi-e bine, Adria, că te-ai mă pup. Nu știu cine e Ghiduș, oameni buni. E Robert Mutăcapa? Nu. Ce o dăm pe Bambilici acum? E Dorian? Dar tu ți-ai dat seama din spate, gen, că îți dai seama, îi se vede și... Nu, m-am, eu asta m-am uitat la altceva. Avem double, să-l bat! Eu m-am uitat la altceva, n-am fost atent la ăla. Te-a plăcut vreodată de o fată? Nu. Doamne! Deci, Ghiduș e? Fernando, mersi mult, mulțumesc. La gra, că pe răstea, cu biciți mă moacă de nou agabenz. Am că vă zic, că mi-am dat seama cine e. Nu zi, dacă te răstea. Am zi, că nu s-o supără lumea. De ce te expose așa? Zi, mă, frate, că nu mă interesează. S-am dat pentru tine. E Vlad Obu. Păi e Vlad Obu, chiar el e, după tatuaj, după ceafă. Avea așa, Vlad Obu e. Da, stai. N-am vrut să dau expose. Chiar n-am vrut să mor eu și nu sunt genul. Dar mi-a făcut opera mai înainte și... I-ai pus capac, i-ai pus. Bravo ție. M-ai răcorit de tot. Eram sigură că o faci de sânge. Și e și frate solul Tate. Era și Tristan. I-a găurit pe amândoi, Ami. Să mor eu. I'm a Tate girl. Și Andrew era cacol de din ăla, stătea pe scaun. Întreba dacă îmi scape să scrie Vlad, păpușa mea frumoasă, te iubesc frumoasa mea.
Mi-a întrebat dacă pot să-mi scriu Vlad pe ea. Și a zis că pot să scriu și Vlăduț dacă vrei. Eu nu pot să scriu nici Ami. Mihai, la te pup. A ieșit. Ce mesajul primi ea acum? Eu mai trimite ceva? Bă, ne bate iar, mă. Ce-am primit? Ce ai primit? Something juicy. Snipes! Avem și mănușă la Fernando, mulțumesc. Nu, Corina nu mi-a dat seama cine era. Era un țăran din ăla gras, așa, nu știu. Dacă te bam meciul ăsta, mai îmi trimiți o dată? Și dacă te bat eu, ce-mi trimiți? N-am ce să-ți trimiți, să mor eu. Am trimis care ceps-ul tău. Nu-ți trimit, bă, vorbește frumos. Vorbește frumos. Păi până acum vorbeai că l-am băgat, că am făcut. N-are ce. Păi am iubită de 2 ani, nu i-am trimis ei, ci îți trimit ție. Păi și ce o aștepți până la căsătorie? Păi facem, mă, dar nu-i trimit poză, nu? Sunt de 2 ani. Păi n-ai și 2 ani pe tine, nu ți-i dor de el și trimiți? Nu, îi dau o poză pe internet, dacă e dor. E rușine lui. Bun, spune-mi ce trimiți ca să știm. Eu nu am ce să-ți trimit, dar oricum te bat, că... Nu mă bați, dar și dacă te bat, trebuie să-mi trimiți și tu ceva. Bine, îți trimit ceva, Denisa, te pup. Da, hai, ceva. Hai, bă, fiți atent să o batem, să mai trimit o dată video. Vede că e român, da. Ca să fiu atent, să fiu atent cine e ăla. Denisa, te pup, bravo, așa tine, un zi. E din astea de român pe tine. Eu? Cum de astea de român? Am picat pe 45 să mă la familia mea, le-am sperat la un 43. Eu sunt motivație pentru ăștia în clasament. Tramvaiul Amara este pe 45, m-am trecut, dați-mi fraților și oamenii care le dau. Am văzut live chestia asta cum donau oamenii, fute mașă în gura lui de tramvai și așa mai departe și oamenii donau foarte multe puncte. Efectiv. Denisa, te pup, Andrei, te pup. Și de ce ai spus că am dat asta de român în mine? Că ești român. Eu? Da. Păi dacă te băgai cu o fată de etnie romă, îi zice așa. Mi-e dor de bașele tale negre, să mă aștepți la, să mă aștepți la aeroport. Și tu nu ești român. Ba da, dar sunt... Păi tu nici nu știi ce background am eu, mă. Tu nu știi ce e naimul meu. Oaș, te pup. Vino la Budeasa să-ți arăt în ce neam de român sunt eu. Vino la Budeasa. Din aia de suflă cauciucuri. Ce, mă? Grumeză, te pup. Ești singur la părinți, privilegiați. Părinții tăi ți-au dat educație, ți-au dat toate alea. Ai avut tot timpul tot ce ai vrut, nu ți-a lipsit nimica. Eu, mă, bă, tu nu știi ce vorbești, ești nebună la cap. Că se da, da, Fernando. Hai la mă țigară. Grammy, oaș, vă pup. Bă, tu nu știi ce vorbești. Mai văzut? Da, dăm follow back, Fernando. Casiano Oașu. 7-7-7-7-7-7-7. La dubi, ia. Ia-ma-t-o, te pup, șefule. Vanessa, Vanessa. Da-ți acum să mai trimite o dată videoclipul să-mi dai o seama cine e. Azi că cineva cu Vanessa la masă. Andrei Oaș, vă pup. Grani, Iorzac, nu uitați că avem mănușa la... La Fernando. Lasă mănușă. Acum, care mănușă? Ce mai tine vor? Uaci, Răzvan, vă pup, bine, 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 bine. Va, da, vă spun și voi dacă îmi dau seama cine. Da, pe Insta, ok. Marinela, Răzvan, vă pup, Mihaela, te pup, Gabriela, te pup. Vreau orice să mă bată, înțelegeți, ca să mă trimit. Mihaela, Răzvan, vă pup, să fiți sărătoși. Grumeza, te pup, Ioana, Stalte, te pup. Ale, mersi. Bună, Răzvan, vă pup. Chiar nu mă lăsați, chiar nu vreau. Grumeza, te pup. Marinela, Răzvan, vă pup.
Nu poți să intru cu nimeni altcineva când joc cu domnul elicopter de luptă. Nu poți, nu mă lasă sufletul. De ce am? Pentru că toată atenția mea este pe personalitatea ta și pe meciul cu tine. Și de ce ai spus tu că, gen, că ți-e place de mine, dar tu ai standarde? N-am spus asta. Dar? Nu, deci ai spus așa. Eu m-am făcut, mama, am băgat bani în mine, m-am tunat și credeam și eu că am niște standarde. Și uite, îmi păi ai spus tu prima dată că ai standard, adică și ce crești tu în așa. Eu am spus după aia. Nu, tu ai dat-o cu standardele, din câte mi-amintesc. Nu, din câte mi-amintesc eu, tu ai spus așa. Nu, am spus că tu nu ești la, tu nu ești, nu te încadrezi la standardele mele, pentru că nu ești genul meu de băiat, dar ai ceva al tău care mă atrage fără să vreau. Dar nu e faptul că m-aș vrea acum să-mi mili într-o trup. Să mă râd dacă nu rup pe toate flancurile. Nu există comunitate sexuală în țara asta să n-atrag. Pansexuali, hetero, tot, orice, sunt peste tot. Omniprezent și omniscient. Punct. Hai pe țap-țap, că e rizul prea puternic. Rizul nu ține cont. De aia nu ține să le spui la bărbați că și-au un cap. Mănușa, te rog, Fernando, mănușa, dă mănușa, acum. Păi, fata, n-am văzut. Nici mănușă, nici... Avem mănușă, nu trimite strandafiri din mănușă, numai cadouri peste 100. Că nu, mi-am iat trandafiri, nu-mi trimite strandafiri. George, zic nu trandafiri, îmi trimite strandafiri, mă cater cancer. George, dă-i trandafiri! Nu trandafiri, puncte... Dă-i George trandafiri! Mamă, nu pot să cred. Deci nu. Numai puncte peste 100. Cineva, vă rog, din mănușă. Păi, fata, n-am văzut. Doamne. Din mănușă, cineva. Păi, fata, n-am văzut. Mai bine le stai dracu să dea trandafiri, poate. Păi nu, că atunci ia trandafiri la oricine și nu mi-am cadourile mari. Chiar ați vrut să mă lăsați să pierd. Da, să văd. Ai spus două din trei. Să mor dacă am spus. Vezi câta palma am? E mica ta. Cum să fie mai mică? Pune în fața camerei. E, o pui așa. Pune așa. Trimite și mie. Trimite videoclipul. Deci, mi-l trimite. Trebuie să văd cine e ăla, da? Hai să ne... Albert, te pup. Vă zic dacă îmi dau seama, da? Dacă îmi dau seama, vă zic. Deci chiar are iubită cine? Eu nu, n-am. Ai trimis? E ca și pe 45, circa. Da, am trimis, baby. Am zis, shut up, George! Shut up! He deserves it. E sportiv. Asta am să spun. E hata vrăjeală să vadă cine e, dar s-a uitat la ăla al meu încă o dată. Nu e Yamato. Yamato nu, nu-i plac tramvaiele. Ce a avut Yamato? Ce a avut cu Bănel Nicoliță? Nu e Bănel Nicoliță. Doamne, nu pot să-mi dau seama cine e, frate. Nu mai ghiciți, nu mai dați cu ghiceală, că nu o să vă zic și chiar dacă scrieți o să zic că nu. Bă, n-ai cum să-ți dai seama, gen, nu se vede nimic, se vede de la spate așa și are părul în sus așa, are
creasta așa în sus, gen. Are părul dat așa în sus. N-are, dar de ce minți? N-are creasta, gen. Are breton, cum am eu bretonul, are cu placa așa în sus. Gen, are părul pe spate așa. E Ana Paucăr. Zi-mă și mie pe prima cine e. Nu e Bogdan de la Ploiești, terminați. Bogdan de la Ploiești nu și l-a băgat în fund, nu-mi cu transexuale. Terminați cu povestirile astea, că nu e adevărat ce să știți de voi de la Bogdan de la... Dar cine umblă în țară aici? E Cristina Fitness. E Maru. Cine umblă în țară aici, Ami, dacă nu umblă? E, vrei deja prea multe indicii. Floricica. Nu era Final Boss, că n-avea tatuaje. Darko, nu mai vii pe la Ninski. Nu era Final Boss, că nu avea tatuaje. Nu știu cine e, bă, să mor eu, a spus că e sportiv. Mamă, dar ce, bă, boală aveai pe el. Așa, bă, ce vrei să fac? Mamă, zici că avea post de 40 de zile și în ziua aia i-ai dat dezlegare. Bau! Mai ciocane în gât îi dădea. Vreți să vă zic cine era? La 5.000 de puncte spun cine era. Na, ce vrăjeală. Nu, chiar spun. David. Când mergi pe la Ninski vecino? Păi aici sunt, la Ninski vecina mea. Cine câștigă meciul și peste 5.000 de puncte, dacă eu câștig, de să zic cine era. Mergem pe deala lui Boz. Acolo m-am dezaginat eu. Hai mă, zine cine era, amică, n-ai ținut așa. La 5.000 de puncte. La 5.000 de puncte la tine. Da. Ce moftic! Faci foarte bun. Și ăla, să vezi că e un țăran gen Gabriela Tepup, gen tu ești țăran. Singarul pupici. Degeaba facem ordoiul dacă nu primesc absolut nimic. Circ. E X-Raider? Bă, în orice caz, oricine ar fi, dar la... Citru, cu drag, Andreea. Oricine ar fi, dar știe meseria mea. Știe meseria mea, i-a dat convulsie. Știu sau nu știu? Justin, mersi, te pup. Cum adică sportiv? E fotbalist și e? Bă, dar mi l-a dat, dar nici nu puteam să apăs pe el. Te uiți, ești prost de puți. Ce? De mădăcină, ce prost ești. Nu e Justin, mă! Andrei, te pup, iubirea mea, mulțumesc din suflet. Păi și de ce ai dat așa? Îl cunosc? Se cunosc. Întrebați-l pe Justin. Justin, cine face, frate, cine e sportiv și are părul în sus, așa, și are barbă? Andreea, mersi. Are peste, ca să o dăm așa, are peste 27. De ani? Da. M-aș fi speriat. Păi puteai tu vreodată să faci mie așa ceva? Fai de cap, domn, ce ai făcut băiatul la săracul de el. Mamă, cred că ce s-ar fi place? Doamne, dacă nu, nu mai zic că îmi spune TikTok-ul. Yay, am câștigat și eu. Eu te bate parte în parte pe tine? Eu cred că te bat.
te iau de gât și când îți bag un pumn, când rămâi acolo. Mamă, când ți-o-i da, nu mai zic, hai. Dai Cristian, mie nu mai stau pe live, că sunt oripilat de ce am văzut. La rugăle după voți, dar continuu. Bun, mai stăm? Nu mai stau, hai, pa, seară bună. Mai stai un match. Hai un match și ies după aia. Fii atentă, dacă te va match-ul ăsta, trebuie să ieși după live. Și tu la fel, bine, doar cum ieșeai, nu? Eu nu ieșeam, mai stăteam, dar ți-am zis eu ție. Bine, deci ne câștigă match-ul ăsta. Ăla tu iese după live, da? Și dacă nu o fac? Dacă nu o fac, ce înseamnă că nu ești după live. Și aia cine o sugi? Hai pe țap-țap, hai pe țap-țap, că deja începe să devină... Țap-țap-țap-țap. Ieși după live dacă te bazi, Stinger. Ce mănânci, mă, jumări? Uite scaun ce are, uite clanță ce are. Uite toc la ușă ce are. Spitalul nou. Nu ți-e frică, mă, în casă aia? De fantoma lui Ceaușescu? Andrei, te pup, Andreea mea, frumoasa mea. Care mele sărate. Îți jumeri. Zima, Amara, ești după live dacă te bat? Bună ziua! Bună ziua! Da, știu că ce-i trebuie, lasă-mă râd. Poți să mă faci să mă fac ASMR? Ascultă, bagă-ți căști și ascultă tingles. Hai că ascult așa. Să-mi bag pula că m-ai văzut ASMR cu jumări. E ASMR. ASMR. Sper că să-ți țiți din gorile. Pașe și nu ias. Stai dreacu, nu mai faci așa, nu mai faci așa. Nu mai faci așa. Nu mai faci așa, să mor eu ASMR cu jumări. Și de ieri. Ce că eu să-i bar pe tot să rănesc. Bă, cât de urât face, bă. Ia, man. Intrați în ea, toată lumea. Cine vrea, cine nu vrea, nu e nicio problemă. Cine vrea să intre în Amara, poate să intre chiar acum. 40 de secunde la dispoziție. O, stai un pic, Westside Baby. Ce o blu? Justin, te pup, șefule, grumeza, te pup, uite, Justin la mine. Andreea! Justin, Beatrice, ne bate, mă, să mor eu. Justin vrea să-l bage și ție. Justin, Carmina, fă pup. Păi ce ție, ți l-a băgat? A? Baby, Andreea, te pup. Ana Maria, baby, vă pup. Ce, mă, te faci așa? Mare, te pup. Ce față frumoasă ai. Eu? Mm-hmm. Andrei, mai rău, vă pup. E singura persoană de la care nu îmi place să au chestia asta. Mai ales după ce am văzut. Nu poți să accepti complimente fără să intri în mod sexual? Păi da, da, știu că între noi eu... Na, am trecut de bariera asta deja. Mare, te pup. E o tensiune. Tenerife! Furor, vă pup. Te-ai înroșit de 20 de ori în 3 meciuri. Mă, așa sunt eu, că am pistrui gen, sunt mai different. Adică e albă. Vezi, am pistrui. Nu sunt român galben ca tine. Beatrice, te pup. Bine că ești tu român alb. Păi să ai pistrui și ești brunet, lasă-ne. Cine păi pana da. Mai brunet și are pistrui? Păi e cel mai... tocmai e special, e frumos. Da. Sunt brunet, am pistrui și am și ochii căprui așa verzi, că pui vrezi. Special, gen tu ești tras la indigo. Ba, pusă foaia și tras.
Albert bun și am și barba roșie. Ca idee. Și eu aveam. E, na. Tu de la ce recursul ai? Și eu aveam, mă jur, ăsta. Snipe! Nu mai mi-a arătat, lasă, când erai tu mică. Ai, mă, ne bate să mor eu. Andrei, de pup. Ce, mă, ce? Că n-ai barbă aici. Ce e asta? Nu știu ce. Ia, taci în gură. Ce bine arată! Damn! Oh! Ah, ce ne potrivim cu castelul în spate, nebunesc! Bine, mă! Nu. Stop, rog de tot! Dar vezi ce ne potrivim, tu ești regele și eu sunt prințesa. Mamă, tu zici că ești moartă, dar uite cum sunt eu. Ce obraznic ești? Cine te-a scos mâncați ești din criptă? Oh, eu sunt varianta bună. Sunt bine rău de tot! Aha. Ia, stai să mai fac ceva. Ia. Zici că ești Iona. Ce să-și vădă el? Zici că ești Iona de Shrek. Mă, dar cine merge să pun green screen, mă? Ai spice. Mamă, nici nu te găsește. O să fie ocupat. Ei, ai zis, ia uite. Ce ciur. Yes. That is me. Ești urât rău, uite cum ies eu de mișto. Cum adică sunt urât? Sunt femeie. A zis ești urât. E adverb urât. Ah, ok. Bagă-mi el. Oho! Mamă, ești că sunt făină de coman. Hai, tu te-mi pizi de-a mea să o sugi. Hai că ies numai... Bă, de ce mă scuzi așa, mă? Împăratul muștilor. Eu sunt șefa ta. Hai, te pup, seară bună. Pa. Pa, pa. Spune-mă frumos și mie seară bună. Nu meriți. Hai să-ți rămână jumare aia în gât atunci. Da, împăratul muștelor. Nu știu, bă, cine era. Să moare dacă știu. Mamă, nu mai dă porumb între dinți. Bine că mă vedea mic și voi nu vedeți. Iată, nu mai porumbam. Am iarăși poftă de porumb. E bine că când sunt mic, așa nu-mi zici să vedem între dinți. Dacă mă fac mare așa... Te pup frumos și că am intrat ca să te salut, că eu ies după live. Și eu la fel, că eu nu mai fac live-uri și nici meciuri. Am vrut doar să te salut. Bine, hai că vorbi. Cum, nu mai faci tu live-uri în alte zile? În alte zi? Eu nu mai fac de nici nu știu cât timp, o lună, două, trei. Bine, Alexandra, te pup. Ești te mai pup frumos. Și eu. Pa, pe rămână. Pa.
M-aud, bă? M-aud, bă? M-aud? M-aud? Așa ziceam, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de seara aceasta și scuze că am stat mai puțin, dar sunt și eu foarte obosit că nu prea m-am culcat aseară. Follow pe Instagram Adrian Helicopter de Ruptă, cine nu are, că e foarte caterincă și mă ajutați mult în procesul meu de dezvoltare pe platformele sociale. Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc de nou pentru susținere. Să rămână mult când te apuci pe Twitch, nu știu, săptămâna viitoare. Nu mai durează mult, vă pup. E... Aoleu, mi-a căzut sticla în schiu în șoarice pe mine.